Stimați prieteni, aș vrea să aflați chiar din expresia prietenului nostru de la Roșești, cam cum îl cheamă, câți ani are și alte chestii de genul acesta, de identificare. Noi am venit aici în virtutea unei foarte lungi prietenii, pentru că la primăria Roșești am găsit, cum îi zic eu, pe Bărița Costică, imediat mă întorc să-l identificăm ca lumea, și care, cum să spun, de câte ori am venit aici, a fost foarte aproape de sufletul nostru. Mai mult, noi am apreciat de-a lungul unui timp destul de îndelungat ce a reușit omul acesta aici în Roșiești. Bună ziua, domnule primar! Hai să te identificăm repede! Da! Vorba englezului. Mă numesc Constantin Postolache, la o vârstă foarte tânără de 73 de ani. Așa. Împlinesc acuș. Sunt primarul Comunei Roșești de 12 ani de zile. Și trăiesc cu o satisfacție în suflet, că ce a depins de mine și de unele instituții, am reușit în oarecare măsură să le duc la îndeplinire. Domnul primar, eu știu bine ce se întâmplă aici, dar până îți cumpănești matale cuvintele, că văd că vrei să rămână întipărit în minte, să spun prietenilor care ne aud, ne văd, ne citesc, faptul că Roșiești de odinioară nu era chiar un sat prăpădit, dar neorganizat era. Roșiești de odinioară era, ca să spun așa, un sat tipic din Moldova, nu prea dezvoltată, ca să nu spun înapoiată, iar acum are câteva lucruri cu care poate stea cu pieptul sus în fața viitorimii. Să o luăm cu paratul ăsta al primăriei. Da. Ia să vedem cum prioritizezi, cum spui, domnia ta, care sunt cele mai importante realizări ale primarului Apostolache. În primul rând, cele mai importante, adică toate sunt importante, dar luându-l în plan organizatoric, am reușit ca în întreaga comună să nu fie asfalt decât în centrul Roșieștiului, dar să fie toate ulițele din cele 7 sate, toate pietruite, toate amenajate, să poate intra la orice oră de zi și noapte cu mașina pe toate ulițele Comunii Roșiești. Și la Valeldari, primul obiect a fost exact la Valeldari, când am intrat, nu puteam să intru în sat. Prima investiție așa, vicelui, și vicele are tot o vechime de 12 ani odată cu am făcut o echipă loială și spun cu mândrie loială că toată lumea ne invidiază cum de la Comuna Roșiești, de 12 ani de zile, este același primar și același viceprimar. E fugă să aruncăm vorba. Vrei să mai candidezi, că doar ai 63 de ani, ești în floare tineriții. Da, deocamdată nu m-am hotărât și cred că... îmi place. Nu m-am hotărât și încă caut un locuitor din partea PSD-ului, bineînțeles, pe măsura mea, să aibă cine continua, să aibă cine duce la sfârșit, ca această comună să arate exact ca comună de oameni gospodari. Bun, mai întâi am o rugăminte, ai spus mai mult la cameră, lasă telefonul. Al doilea, îi vine neama ta până în iunie dacă vei candida sau nu. Noi ne-am învățat cu matale aici ca un semn de stabilitate. Și acum mă întorc. Ai zis că ai început cu drumurile, da? Da. Cam câți kilometri? Cam 24 de kilometri. Cele șapte sate ale comunii, toate sunt, și toate ulițele, sunt petruite. Am avut și proiecte, dar bineînțeles,
că politica asta strică foarte mult în țara asta, nefiind la guvernare decât acum ultimii trei ani de zile, fiind guvernul PSD-ului împreună cu asta la putere, am avut proiecte, am avut la ordonanța... Cam câte proiecte ați avut pe anul? Am avut 10 proiecte, pentru care cu banii europeni n-am reușit, datorită politicii. Tot cu politici, am, că aici v-am spus. Așa. Deci am avut proiect la măsura 3.2.2, care trebuia la ora actuală să Roșieștiu, Valea lui Dari și Idriciu de sus să fie drumurile asfaltate. Să fie aducțiunea cu apă în Roșiești, aducțiunii, canalizare și epurare. Acum proiectul a fost viabil, dar fără finanțare. Am reușit să mergem în ultima instanță. Acum 2 ani de zile ne-a chemat la București, acum 3 ani de zile. Iar încă la conducere guvernul PDL-ului. Acum... Înțeleg că ai făcut primărie. Infrastructura am înțeles. Am făcut centru cultural care... Stai că spre, acolo. Asta e o mare realitate. Spre mândria mea, nu există centru cultural în tot județul cum este centru cultural de la Roșiești. Așa e. Și am plecat de la mica sumă repartizată de Consiliul Local, deci au fost pe bani de la Consiliul Local, bani din bugetul local și spre frumoasa mea amintire, ultimii 8 miliarde de lei, că nici acum nu era centru cultural, 8 miliarde de lei, am găsit o înțelegere la ministrul Iorgulescu, din partea PNL-ului, era la cultură la PNL, din a chemat, eram deja într-un stadiu avansat cu construcția și a apărut un proiect, cine are depășit de 50% din valoarea totală, să fac un... Apropo, cât e valoarea totală a acestui centru? Centrul este de 12 miliarde de lei. Deci noi ajunsăm, eram la 6 miliarde de așa făcut. Ceva, da. Și ne mai trebuia încă 6 miliarde. A făcut un demers la ministrul culturii de atunci. A fost foarte amabil cu noi și ne-a întrebat dacă vă trebuie, nu, dacă vă dau 1 miliarde, vă supărați. Și într-adevăr, cu alea între 2 miliarde am pus și am echipat cu scaune, cu mesă, cu tot ce ne-a trebuit, acest centru cultural care e funcțional. Este nu numai pentru nunți. Nu, băi, de mine. Săptămâna trecută am avut teatru de la Galați, teatru pentru copii, a sponsorizat primăria. A dat un spectacol și au fost toți copii, au fost 320 de copii din toată comuna, au fost la teatru. Deci are capacitate de cât sala? De 320 de oameni în cap. Deja e o știre frumoasă și îmi place. Da. Deci centrul cultural e mai înaintea primăriei, deci aveți un palat aici de mai mare. După primărie. Primăria este construcția pe vechiul bloc lăsat în paraj de Odiosul. De la Odiosul. Și noi s-a pornit un proiect și într-adevăr primăria este foarte primitoare, cum cred că v-ați obișnuit cu primirea de la Roșiești. Spre mândria noastră, iar revin la alt centru cultural, ați participat la acele simpozioane frumoase, organizate, că totdeauna simpozioanele le organizăm exact în ziua când se sărbătorește Ziua Comunei. Da, director de cămin aveți? Adică referere. E frumos, avem centru cultural, avem. Acum nu mai avem nici bibliotecare, nu mai avem nici director de cămin. Aveți instrumentul și nu aveți. Dar în schimb, am început, spre mândria noastră, am început la acest centru cultural să-ți aducă aportul școala de centru, directorul de la școala de centru. Am început să dea spectacole, am început să ne adunăm cu toții. Deci mai fac ei informații artistice.
Și așa cum spuneați un pic mai înainte, da, chiar într-o hotărâre de Consiliu am început acum să avem grijă și de cultura bisericească, deci s-a hotărât în ședința de Consiliu ca toate mormântările și toate prăznuirile care se fac pentru decenzați din Roșiești să fie primiți în centru cultural, în sala mare, asta, să facă acele prăznuiri fără niciun fel de taxare. Deci nu se taxează absolut nimic. Că am reușit într-o măsură, în unele sate, să facem niște case de prăznuiri. Așa, că pentru fiecare biserică trebuie să fie, da. Am început. Apropo, câte biserici aveți în cele 7 sate? 5 biserici. Avem. Așa, și îi ajutați, le dați, le alocați niște bani? Păi, de exemplu, ultima dată acum, la biserica de centru de la Roșiești, s-a alocat o sumă chiar anul trecut, din bugetul de anul trecut, s-a luat pentru împrejmuire asta, toate materialele de construcție pentru gard. La Idricii de sus s-a făcut, fiind, bineînțeles, și satul meu de suflet, fiind local. Care la urmă și arbitrat. Da, și acolo am făcut o casă de prăznuire, un incap, 100 și ceva de oameni. Am o întrebare, cam strâmbă întrebarea. Nu le dați prea mult la oameni ăștia, la biserică? Nu le dăm mult, deoarece merită, deoarece trăim într-o comunitate și, după cum știți, Comuna Roșiești este majoritatea creștin ortodoxă. Așa. Și ne-am învățat ortodoxia. Mai aveți și alte culte? Nu. Păi atunci toată lumea e creștin ortodoxă. Puțin, avem puțin. De care aveți? Poate pe Starcă. Pentecostal? Da, Pentecostal. Da, câțiva. Da, școli, câte aveți în... Școli care funcționează, avem în toate satele, în afară de satul Pădrei, avem 7 pe la Roșiești, sunt 2. Da. În centrul de comună sunt 2 școli. Și aveți director nou care e mai activ acum? Avem o directoare acum nou, că directorul s-a datorit situații medicale, a ieșit la pensie pe caz de boală. Cam câți elevi aveți, știți? Da, nu să nu știu, că am avut pomul de și în fiecare asta an sărbătorim în preajma Crăciunului, înainte... Și Matei le-ai făcut pe moș Crăciun? Nu l-am făcut eu deputat, adică ce să-l fac la vârsta asta pot să fie și moș Crăciun. Dar, în schimb, am avut grijă să prindem în buget și cu sponsorizările de la prietenii noștri din comună, am reușit să facem o sărbătoare de sfârșit de an, care chiar pe mine m-a impresionat și m-a lăsat și fără niciun ban elevii, m-a lăsat fără niciun ban în buzunar. Te-au urat fără, te-au urat. După ce am terminat spectacolul din Căminul Cultural, din Centrul Cultural, a venit să urii primarul, că știa că primarul pleacă de sărbători, pleacă pe la munte. Așa. Și m-a lăsat și fără niciun ban în buzunar. Bun, deci aveți un număr de copii cât? 384. Dintre ăștia s-au afirmat la niște olimpiade, concursuri? Dintre, aici suntem deficitari la punctul ăsta de vedere. Cadre le fac mai betă? Avem cadre care fac mai betă, iar noi avem grijă să le plătim transportul, că așa ne-am hotărât, legea și... Bun, deci partea asta cu manifestările de masă, deja v-ați lăudat, aveți spectacole, că nu știu. Teren de sport mai aveți? Avem teren de sport, dar... N-aveți echipă. N-avem echipă. Am avut echipă. Știu că ați avut. Am avut echipă și echipă bună. Atâta timp cât m-am îngrijit, sunt îngrijit primarul și vițile primarul. Aha. Când a început opoziția să se laude că ei fac asta, le-am cedat locul. Le-am cedat echipa, le-am cedat locul, le-am cedat terenul, amenajat, bineînțeles, nu la standard de... Știm, înaintate, da, și după câteva luni s-a desfințat. La Roșiești chiar era o tradiție sportivă foarte bună. Da, vineam toată lumea, vineam. Deci, îmi plăcea și mie. Duminica s-aduna, când aveam meciurile, aveam și echipa bună. Și participa lumea ca asta? Vinea lumea în glăsă. Acum mai multă lume zice în Căciumă?
Acum da, mai stați mult, bine da. Cu cărciumile. Stăm, din punctul ăsta de vedere, stăm bine. Stați bine. Stăm bine. Dar cu găinării, aveți găinari de ăștia care mai fac? Slavă Domnului! De exemplu, chiar acum avem și găinari de ăștia care sunt consiliul local, chiar acum, la seara, am primit acasă, zic, ce am mai primit? Așa. Când mă uită, deschid asta, neînceperea urmăririi penale. Înseamnă că nu e... Un domn consilier puternic a PNL-ului, acum era a PNL-ului, a avut grijă când am, acum 4 ani de zile, când am reușit și eu să mă laud, că am pietruit toată, da, toată comuna, am fost reclamat la DNA, am încălcat legea. Bineînțeles, au venit organii competente, s-a cercetat, am primit răspuns la sală, că într-adevăr nu s-au făcut niciun fel de abuz, din cauza chiar am dat la abuz în serviciu, nu s-au făcut niciun fel de abuz din partea primarului Postolache Constantin, așa, și scos de sub urmăririi penale. Am rămas chiar surprins. Plăcut, și, plăcut da, dacă e scos. Dar percep așa ca om care vin la dumneavoastră și discutăm foarte prietenește, ca să zic așa, am senzația că așa te calcă prin nervi opoziția. De ce așa? Dar deși îmi puneți la această întrebare că nu știi aproape toată țara. Mă întreabă colegii din altă parte, s-o mai reveni consiliul tău local? Așa. Acum, 2 ani de zile, am fost un an de zile, am stat un an de zile fără buget, nu s-a votat bugetul. Am avut noroc că prin toate cunoștințele, prin toate întrebam și eu ce fac când mă blochez. Bineînțeles că am primit o sugestie plăcută din partea finanțelor și din partea curții de conturi în care mi-a spus clar, atâta cât ai voie prin hotărârea primarului să dai drumul la lucrări. Și abia după un an de zile, după ce am câștigat, că am avut procesul cu Consiliul Local, procesul la Vaslui l-am câștigat. Și cu Consiliul Local, și cu... Acum trebuie să înțeleg că e așa puternică opoziția acum. Da, este puternică, dar este puternică, știți destul de bine, nu mă mai întrebați, că la noi s-o umbla cu bănuți, acuzații destul de grave. Sunt foarte grave. Eu am avut noroc și am avut noroc de oamenii cinstiți din Comuna Roșiești. Că altfel nu mă aveați cu e-mail la un interviu acolo ca primar. Dar acum 4 ani de zile când am fost, ultima dată, într-adevăr s-o umbla cu mârșăvie extraordinară. Cu fel de materiale. Mata venei cu tot felul de rezultate pozitive. Chiar ți-a fost teamă? Nu că mi-a asta, că am ieșit, dacă acum două legislaturi am ieșit cu 400 de voturi înaintea contra candidatului meu, datorită acelor bănuți negri, cum s-ar spune, abia am ieșit cu 90 de voturi peste el. Și văd că în continuare sunt lucrurile astea. Deci, dacă nu s-a reușit un alt, v-am spus că acum am primit... Acum legile sunt aspre. Legile sunt aspre, dar știți cine a spus de la Curtea de Apel Iași? Domnule primar, ai demnitate și nu te pune cu toți neisprăviții. Și eu exact cred că era și modul materiale de mare. Și exact așa am făcut, nu mi-am pus minte. Ei o reclama. Hai să trecem și peste asta, pentru că e clar că te-au marcat aleacă aceste disensiuni. Dar, mă știu că ai făcut proiecte europene. Habar n-am cât ai adus în comună, știi? Câte milioane de euro ai adus? Nu, la proiecte europene v-am făcut, dar nu au fost aprobate. Păi dacă ai făcut apă, canalizare... Aici le-am făcut din... banii de la primiți de la Consiliul Local și banii de la bugetul comunei, deoarece Comuna Roșiești este o comună oameni gospodari. Deci noi asta înseamnă că la 416 aveți puțin? La 400 am avut puțin. Da. Am avut mai puțin, dar că... început acum că avem cam 80 de dosare, care noi înainte eram lăudați că aveam numai 10 dosare la... Așa. Acum, bine. Și mai înseamnă că aveți procentul de încasare a taxelor și impozite? Aici, da. Aici cam suntem... cât încasați?
Păi încasăm peste 6 miliarde numai din... Nu, procentual, că nu știu. Procentual chiar anul ăsta am avut ședința acum, săptămâna trecută, 92%. Suntem Da, că avem, v-am spus, avem oameni în gospodar și în primul rând avem și câteva societăți comerciale care contribuie, de exemplu, avem Safiră și cu Sagemo, care dau aproape 2 miliarde în casă numai de la două societăți. Asta înseamnă că sunteți bune vecine aici. Da, pământul, din ce știu eu, iar e strâns la grămadă. Da, pământul, da, e strâns la grămadă, că sunt câteva societăți, sunt vreo 4 societăți comerciale, care știți? Tot pământul, puțin, la nu mai avea. Adică nu mai aveți pârloage. Da, n-am avut, pârloage n-am avut. Noi, asta e sprijinul ideii că aveți oameni gospodari. Da, noi n-am avut pârloage sub nicio formă. Așa, și cam când dau ăștia agenții ăștia economici arendă, știi? În jur de 600 de kilograme din la oameni, hectare. La hectare. De grâu. Da. De grâu, grâu și porumb la fel. Și care mai doresc cu lei, fac. Societățile no, respective cam astea au înțelege. De culturi, nu? Au înțelege. Deci nu dă nimeni mai sub 600 de kilograme. Apropo, la cât populația reușește? Păi a început să scadă populația. Am avut, când am intrat pe primare, la 3900, acum am ajuns la 3100. Da, a scăpat ușor, că alții au câte 3000 de populații plecate. Da. Da, de ce? Nu avem plecați puțin, dacă avem 10 cetățeni plecați de comună în afară. Sunt oameni gospodari care se întrețin pământului și se întrețin în gospodăria și avem... Apropo, primarul e gospodar? Nu trebuie să laudă primarul, că e gospodar. Trebuie să spună oameni. Deci, nu întrebați primarul direct, întrebați cetățenii din comună cum e primarul. Că primarul poate să-l stei, pe scaunul să-l laude, că el nu e gospodar. Da, eu l-am întrebat pe Constantin Costică Costolache ce părere are despre primarul. Iar tot la fel, același răspuns îl dau. Avea păreri despre tine, le ții pentru tine, le ții în sinea ta. Ca să aflați ce fel de om este Constantin Costolache. De asta, întrebați tot la fel, opriți-vă în drum. Indiferent orice... La care creștime să mă opresc? Pentru nu, oameni au treabă. Constantin Costolache nu prestă în creștime. Are creștime acasă el. Deci până la urmă trebuie să trag concluzia că și domnia ta acasă ești gospodar, ești acasă domnii. Câți nepoți ai, domnule? Nu prea mulți, 4 nepoți. Să-ți trăiesc. Mulțumesc. Și... Ai fost cu ei la munte acum, de sărbători? Nu, la munte ei sunt mai tineri să duc așa. În altă parte, unde distracția mai e atractivă pentru ei. La munte au venit exact în ajunul anului nou, să de aici, au venit acolo, m-au colindat, m-au urat, le-am dat bănuțul și-au plecat. Domn primar, domnia ta ești un tip optimist. Ce mai vrei să mai faci în primăria și în comuna asta? Bine, acum o să spună lumea că o să înceapă acum, bine că nu este drum comunal, este drum județean. Așa. Deci acum, în primăvară, de-aia e anunțat pe SIAP, se face asfaltarea de la centrul comunii Roșiești, spre satul natal a primarului, se face asfaltare de 3,5 km, deci nu se mai spune că nu sunt de asta. Deci e anunțat, e câștigat, Vita Consul Huș a câștigat licitația. Via Consul, da. Via Consul, să-și se face. Uite, facem noi reclamă pozitivă unei societăți. Deci e clar, 3 km și ceva de asfalt, asta ar fi o realizare. Mai departe, ce mai vreți să mai faci? Timpul e scurt de acum. De acum eu mă gândesc să... Timpul scurt, dar te văd eu candidat în iunie. Nu o să mă superi deloc la iunie. Nu. Pentru că ai pus destul suflet aici ca să plece.
fiind am o vigoare în mine și o tinerețe de ești de deputatul meu să miră. Și nimeni nu-mi dă 73 de ani, dar totuși trebuie să-ți mai vezi și de sănătate, trebuie să mai vezi că de indiferent, nu e chiar așa ușor să fii primar la o comună. Și o comună mare. Deci, la Roșie este un primar și un viceprimar vechi, colaborator. Și câți funcționari în primărie? 12. Altfel spus, acoperiți toate posturi? Nu, avem de acoperit două posturi, plus 6 posturi de muncitori necalificați, care am prins deja în bugetul pentru 2016, am prins suma respectivă și poate până la plecarea primarului va reuși ca toată schema să fie... Dar n-ai referent cultural, că mă întorc la palatul ăsta care avem bibliotecare. Păi zici că e bibliotecar. Postul de bibliotecar este, îl scoatem acum la concurs, așa. Acum în primăvara asta, a fost bibliotecar, dar a trecut pe alt post în primărie, pe post de casier. Deci ai mai driblat cu referentul, îl aduci, nu-l aduci, îl faci, nu-l faci, da? Povestea este că dacă vrei cultură și acum cultura asta e fapt rar, trebuie să ai un om să ocupe de cultură. Dar multe primării renunță la asta, deși, nu știu, eu personal nu sunt de acord. Nu renunță. Nu este prevăzut postul, a prevăzut acum în schemă, director de cămin. Nu poate să aibă un centru cultural atât de frumos și să n-ai director. Da. Nu, n-ai terminat cu speranțele. Eu știu cum ai niște speranțe. Speranțele mele e să găsesc un băiat bun care să-l îndemn să candideze tot din partea PSD-ului, bineînțeles. Ai nebunit cu PSD-ul ăsta sau cu opoziția? Eu știu că... Nu, de la opoziție nu. Că dacă vedeam cu opoziția în Consiliul Local, deoarece avem opoziție puternică aici, vedeam unul cu o idee plăcută, cu o idee mai ieșită de asta, iar de acolo, dacă vezi că toate sunt la pământ să urmăresc numai interesele personale, așa. Nu pot să fiu de acord. Bun, ce ar trebui să facă nou primar? Că întorc puțin ca să te prind cu speranțele domniei tale. Ce ar trebui să facă el care vine sau Costica Apostolul Pastorace dacă... El care vine să aibă grijă să fie un pic mai... cum să spui, mai îndrăzneț, mai autoritar în facerea proiectelor europene. Dacă ar fi un guvern de tehnocrați, nu mai fi guvernele de... Știu că guvernele politice sărea care conduc țara, nu tehnocrații, dar guvernele politice avantajează pe unii și desavantajează pe alții. Deci eu am trec la politică generală, nu mai vreau. Vreau să spui două, trei cuvinte pentru cetățenii matale, că o să dau un număr. Pentru cetățenii mei îi îndemn să aibă grijă pe cine votează, să lese toate manevrele făcute de alții, să lese pilotele, să lese gălețele, să lese bănuței și să voteze pe cel care cred că va duce comuna. Da, acela trebuie să fie om atare, sau atare. Da. Vă spun, am un gând, am un băiat bun de tot, ca toată lumea iubește. Este un băiat tânăr la 32 de ani, este medic veterinar și are legătură cu toată lumea și este un băiat de o modestie extraordinară. Păi zice că trebuie unul îndrăznesc, dacă are modest. E modest în alte treburi, nu modest în ceea ce vedeți. Deci el va face totul pentru comună, nu va face nimic pentru el. Domnul primar și nene Costică, eu îți doresc să fii sănătos, să ne întâlnim peste nu știu câtă vreme, că n-am timp toată ziua, nici de Roșie, nici de... Dar când ne întâlnim cu plăcere. Și eu cred că am să te văd primar și după alegerile astea. Nu, vă spun de pe acum. Exact, ultimul cuvânt este nu voi mai candida. Atât eu,
Deci mă retrag în glorie atât eu cât și vitrii.